Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Se fierbe apa. Când fierbe, se pune sarea, pentru că altfel, dacă pui sare de la început, crește densitatea și fierbe mai târziu, trebuie să aștepți mai mult. Când fierbe apa, pui sarea și e clocot acolo și atunci pui pastele. Uh-huh. Nu se lipească niciodată. Apa este foarte importantă, că acolo este amidon. Și cu apa de acolo să continuăm procesul de gătire. Da. Pentru că pastele respective, ele nu trebuie, dacă le fierb cât scrie acolo, dacă scrie 10 minute pe pachet și le fierb 10 minute, după aia când continui procesul de gătire în tigaie, le e nenorocit să fac piure. Și atunci ele se fierb cu un minut, două minute mai puțin, mă rog, te orientezi și tu puțin, și se termină procesul de gătire în tigaia în care ai făcut sosul. Ce sos ai făcut tu? Sos bolonieze, sos de unt, sos de ce vrei tu, cu trufe, cu ce ai făcut tu. Și acolo când le pui în tigaia respectivă, mai pui și niște apă din ți-e fomisă? Mai pui niște apă din... Mă gândesc că le-a niște carbonare acum. Din cratiță, exact. La carbonara nu e valabil. Da. Că la carbonara nu mai continui procesul de gătire. Carbonara le-ai spus, le pui în vasul în care ai ou și parmezan. Și doar le amesteci. Poți să pui un pic, mai pui un pic de apă. Da, poți să mai pui un pic de apă. Și când ai pus și apa, trebuie să continui. Deci la carbonara e mai special. Dar la orice alte paste, apa aia de amidon, apa aia în care au fiert pastele are amidon și trebuie să le agiți. 2-3 minute, asta trebuie să faci, să le agiți astfel încât sosul să se combine frumos cu pastele, să fac cu emulsie și cu apa aia cu amidon, să fac cu emulsie care să îmbrace toate, fiecare fusili, fiecare spaghetuță, fiecare linguini, bucatini, ce farfale, ce ai acolo. Gestul ăsta în italian se cheamă mantecatură. Asta faci, îl amesteci, tanga, zanga, 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 dai din fund, amesteci tigaia și după aceea pui în farfurie frumos și pe deasupra, dacă poți să pui ce vrei tu să pui, nu știu, parmezan, chili, lucruri de genul ăsta. Pui bucățele de pui crocante de bani. Nu se spală pastele în apă rece. Asta e o altă chestie pe care... Și dacă vedeți undeva, prieten, dacă vă duceți undeva, oriunde, și vedeți că vi se pun în farfurie paste fierte și deasupra două linguri de sos, da. Nu, da, și două linguri de sos să-ți amesteci, mai bine acolo fugiți. Dacă e nenorocire, dați retur. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.